seara. Da? Cine ești? Newton. Sir Isaac Newton? Da. Și te pot ajuta cu ceva? Am venit din panteonul oamenilor de știință. Special ca să te rog să nu publici teoria relativității. Presupun că urmează să mă întrebi de ce și e de datoria mea să-ți răspund la întrebare. Consider că am avut o viață cel puțin dezagreabilă. Am făcut mult mai multe sacrificii decât tine în numele științei. Ceea ce sper să fii de acord îmi dă dreptul să-mi revendic supremația în acest domeniu. Iar teoriile tale îmi subminează autoritatea. Ai o privire ca și cum nu mai crede. Vrei să-ți povestesc? Bine, dacă vrei să-mi povestești, da. Tata a murit cu 3 luni înainte să mă nasc eu, iar mama s-a recăsătorit cu un domn a cărui onorabilitate e discutabilă. Cum îl vedeam pe omul ăla, cum îmi venea să mă duc să-i torn piper în nas. Deci nu ne puteam agrea, nu puteam conviețui. Fapt pentru care mama m-a trimis să locuiesc cu bunica. Vorbeam cu ea câte în lună și în stele. Practic așa am ajuns să vorbesc mai târziu despre lună și stele. Îmi spunea povești cu vectori și viteze și... Pe urmă a venit și mi-a spus că V egal X ori de la pătrat. Apoi, la numai câteva luni după ce am împlinit 7 ani, am avut onoarea de a participa la înmormântarea soțului lui mama. Pe urmă au urmat alte câteva luni în care am locuit împreună cu mama la ferma familiei, iar apoi s-a gândit să mă trimită la școală. Primii ani de școală au fost într-adevăr utili, dar s-au terminat repede, pentru că de la un punct încolo, mama considera că nu voi mai putea dobândi alte informații utile în școală și s-a gândit să mă duc acasă, să învăț să fiu un fermier responsabil când voi mai crește. Nu știu ce s-ar fi ales de mine, dacă nu era directorul școlii, care a convins-o pe mama să mă lase să-mi termin studiile. Am mai făcut câțiva ani la școala respectivă, după care urma universitatea. Visul meu era să ajung la Cambridge. Îți dai seama, alți bani, altă investiție. Mama nu era dispusă, pentru că ea nu înțelegea pasiunea mea pentru știință, pentru cultură. Așa că aș fi fost nevoit să mă descurc singur. Și am avut iarăși foarte mare noroc cu unchiul meu, care a plătit toate studiile în locul nostru și m-am dus la Cambridge. Dar studiile sunt una, iar banii de cheltuială sunt alta. Mama nu-mi trimitea aproape nimic, pentru că eram nevoit să-mi câștig acești bani singur. Iar acum, cu privire la binecunoscuta poveste, cu mărul lui Newton, legea gravitației, trebuie să recunosc, este mai mult o istorie de fațadă, pentru că faptele reale mi-ar fi rănit serios imaginea. Mi-ați aruncat conținutul unei oale de noapte în cap. Vai, vai, îmi pare teribil de rău. Mirca, o doamnă așa distinsă ca dumneavoastră face așa ceva. Ce pot să fac dacă în secolul nostru nu s-a inventat canalizarea? Noi am făcut ca lucrurile să cadă de sus în jos, știți? Așa fac ele. De fapt, și eu m-am întrebat de ce se întâmplă așa. E o chestie foarte ciudată. Întotdeauna cad de sus în jos, niciodată invers. Pa chiar odată am făcut și niște calcule, când am terminat mai repede de călcat și aveam mai mult timp și... Uite, dacă vreți vă și arăt unde sunt, stați așa sus. Aici, aici.
Și atunci, Sir Isaac, ne explicați și nouă în sfârșit cum v-a venit ideea asta genială? Da. Cum să vă spun eu? Pur și simplu mi-a căzut în cap un măr. Un măr mare și roșu și a declanșat tot acest șir de asocieri. Foarte, foarte interesant. Sper că am reușit să te conving să nu publici teoria relativității. Teoriile mele nu le contrazic în niciun fel pe ale tale. Adică, bine, le contrazic, dar ale mele se aplică numai dacă am putea merge cu o viteză mai mare decât a luminii și... Mai e până acolo. În orice caz, toată lumea se va baza în continuare pe teoriile tale. Deci, asta înseamnă că voi fi în continuare celebru. Sigur. Sigur? Sigur. 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 Bine. Păi, asta înseamnă atunci că pot să plec. Atunci, la revedere și mă bucur că v-am putut ajuta. Sigur? Da, sigur. Deși totul e relativ.